doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. E sezonul gripei și al virozelor. În fiecare zi la urgențe ajung pacienți cu afecțiuni respiratorii. Remediul, spun medicii, vaccinarea antigripală. Nu e târziu nici în ianuarie, mai ales pentru cei care suferă de boli cronice. Pentru a ne feri de virus, trebuie să respectăm regulile de igienă și să evităm locurile aglomerate. A crescut numărul accidentelor pe zebră. La Făgăraș, în această săptămână, au căzut victime ale șoferilor care nu acordă prioritate pietonilor, 3 adolescenți. Astăzi a ajuns la spital o elevă de 16 ani, care a fost trântită de o mașină în timp ce traversa strada pe zebră, chiar în fața școlii. Iar ieri, 2 tineri au fost accidentați pe o trecere de pietoni din centrul orașului. Cântărețul și compozitorul Mihai Trăistariu organizează Festivalul Prieteniei la Făgăraș, un eveniment cultural în premieră în orașul nostru, în zilele de 1 și 2 februarie, la Casa de Cultură. După modelul Românii au talent, cunoscutul artist îi îndeamnă pe toți făgărășenii, indiferent de vârstă, care iubesc muzica, teatrul și arta, să se înscrie cât mai rapid la acest concurs cu premii atractive. Zi încărcată pentru medicii de la urgențe care au asigurat permanența astăzi la spitalul din Făgăraș. Cazurile de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii sunt la ordinea zilei, spun medicii. Vin și câte 2-3 pe zi. Și asta pentru că oamenii contactează boala din cauza că nu respectă regulile ce se impun, nu se îmbracă adecvat cu temperaturile exterioare, frecventează colectivitățile aglomerate, iar unii dintre ei nu respectă regulile de igienă. În această perioadă zilnic avem pacienți cu infecții respiratorii acute, dintre care zilnic avem și cazuri confirmate de gripă. Testarea pentru gripă se face din secrețiile nazale. Testarea este disponibilă la spital sau precum și la laboratoarele private care funcționează în oraș. Simptomele, spre deosebire de o infecție obișnuită respiratorie, simptomele gripei debutează brusc, cu febră, cu stare de rău, cu dureri musculare, care determină pacientul să se prezinte la medic. Pacienții cu simptome respiratorii obligatoriu necesită consult medical la medicul de familie, pentru că gripa este o boală extrem de contagioasă și necesită izolare, adică a se evita contactul cu alți membri ai familiei, cu colectivitățile, se poate răspândi foarte ușor. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Brașov spun că de la începutul anului la nivelul județului s-au confirmat aproximativ 300 de cazuri de gripă, peste 2600 de infecții acute ale căilor respiratorii și aproape 700 de cazuri diagnosticate cu pneumonii. Vaccinarea este cea mai sigură metodă de protecție, potrivit medicilor, care subliniază că imunizarea chiar și în ianuarie poate fi de folos. Iar la capitolul măsuri de protecție, cea mai importantă recomandare este să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun. Atunci când strănutăm sau tușim, trebuie să ne acoperim gura și nasul cu o batistă sau cu un șervețel, iar dacă nu avem șervețel sau batistă la îndemână, trebuie să ne acoperim în totalitate nasul și gura cu brațul. A crescut numărul accidentelor pe zebră. La Făgăraș în această săptămână, 3 adolescenți au căzut victime ale șoferilor care nu acordă prioritate pietonilor. Astăzi, o fată de 16 ani a fost pulverată de o mașină în timp ce traversa strada pe zebră, chiar în fața școlii. Iar ieri, 2 tineri au fost accidentați pe o trecere de pieton din centrul orașului. Din fericire, copila de 16 ani a suferit un traumatism minor, însă a rămas la urgențe sub observația medicilor pentru investigații amănunțite. Ieri, la cea mai mare intersecție din centrul orașului, semaforizată, pe trecerea de pieton, 2 tineri au fost accidentați de un șofer neatent care nu le-a acordat prioritate. O tânără în vârstă de 16 ani, care era angajată în traversarea străzii Teilor din municipiul Făgăraș, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.
Pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere nedorite, polițiștii brașoveni recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă și atenție sporită, să respecte indicațiile semafoarelor și ale polițiștilor rutieri aflați în trafic, să circule cu o viteză care să nu depășească 30 de km în localități sau 50 de km în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. Păstrați în mers o distanță suficientă pentru a putea opri în condiții de siguranță. Echipați autovehiculul cu pneuri corespunzătoare atunci când circulați pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. De asemenea, pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția și să traverseze numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. În condiții de vizibilitate scăzută și pe timpul nopții, pietonii sunt sfătuiți să poarte accesorii reflectorizante pentru a putea fi vizibili. Traversați numai pe trecerile pentru pietoni sau pe la colți de stradă și la culoarea verde a semaforului destinat dumneavoastră. Nu vă angajați în traversarea drumului public prin fața sau spatele autovehiculelor oprite. Cazurile au fost evaluate medical, iar șoferii imprudenți vor suporta rigorile legii. Un alt caz ce intră tot în competența polițiștilor și care a ajuns astăzi tot la urgențe, o femeie fără adăpost. Aproape înghețată a ajuns femeia originară din Felmer, locul unde i-a ars casa. Ea s-a retras la sora ei din satul Calbor. Acolo a fost bătută crunt de nepotul ei și scoasă în stradă. Vecinii au alertat ambulanța. În Calbor. Și am o soră acolo și aseară m-a bătut băiatul. De ce? Nu, că eu n-am ce căuta acolo, că casa lor. El m-a dus acolo în combina la boschetar. Și n-am stat, am plecat de acolo. A, la adăpost. Da. Păi... Dar de ce ați plecat? La primăvară ce să fac? Să nu ne dă nimeni acasă și păi da, dar măcar iarna stați acolo până... Autoritățile comunei Beclean au luat măsuri, au internat-o la centrul pentru persoane fără adăpost din Făgăraș. Femeia a fugit de acolo și azi noapte dormea iarăși pe străzile din satul Calbor. Azi dimineața a ajuns la spital după ce sătenii au sunat la ambulanță, întrucât femeia zăcea înghețată în drum. Cazul a fost preluat de polițiști. Cunoscutul cântăreț Mihai Trăistariu a ales Făgărașul pentru a organiza un amplu festival intitulat Al Prieteniei. Toți copiii talentați din țară se pot înscrie la acest festival, ce se organizează în zilele de 1 și 2 februarie, în sala mare a Casei de Cultură. În perioada 1-2 februarie va avea loc la Făgăraș un festival național care se numește Festivalul Prieteniei. Acest eveniment este organizat de Mihai Trăistariu. Organizator și prezentator al festivalului, Mihai Trăistariu dorește să extindă participarea tuturor celor talentați, de la copii și până la adulți. Pe toți îi așteaptă la înscrieri. Am inaugurat Festivalul Prieteniei la Făgăraș, prima ediție așadar, pentru că talentele României merită promovate, iar eu sunt un susținător al talentelor. Îi chem și îndemn astfel pe toți cei care au vreun talent de orice natură, nu numai din Făgăraș, din toată țara, dar mai ales din Făgăraș, să se înscrie la Festivalul Prieteniei, ținut la Casa de Cultură din Făgăraș. Întrucât premii sunt pentru toată lumea, întrucât e păcat să nu valorificăm, așadar, îl spuneam, tinerii talentați, să nu-i promovăm, să nu-i aducem în fața publicului și să mă vadă pe mine. De ce nu? Pentru că, iată, Mihai Trăistariu sosește la Făgăraș pentru prima dată și în concert, dar și ca prezentator. Eu voi prezenta întreg festivalul și vreau să cunosc talentele Făgărașului. Așadar, vă așteptăm cu drag pe 1 și 2 februarie la Casa de Cultură din Făgăraș. Înscrierile au început și durează până atunci, până pe 1. Competiția se desfășoară în zilele de 1 și 2 februarie, în sala mare a Casei de Cultură, între orele 10-18, iar ambele seri sunt încheiate de o gală festivă. Intrarea este liberă la festival și informații suplimentare despre concurs se pot obține de pe site-ul www.festivalulprieteniei.com și de pe pagina de socializare a festivalului.